Salubrieteni, bine v-am regăsit! Analizăm astăzi un nou transfer gelești, un nou jucător vine la noi în această iarnă, ce drept foarte surprinzător în momentul în care noi ne așteptam probabil cu toții să găsim un nou fundaș central, ori un mijlocaș central. Ei bine, ne întărim cu un nou fundaș lateral, un nou fundaș dreapta. După ce l-am transferat pe Onea pentru a acoperi ce drept banda dreaptă în principiu, dar și banda stângă, mai vine încă un fundaș dreapta, Matias Perez Acuña, un argentinian de 27 de ani. Astăzi vom încerca să aflăm cât mai multe despre acest jucător. Sincer, mie mi se pare un jucător destul de interesant. Este un jucător la o vârstă perfectă pentru a face performanță, 27 de ani, la fel ca și Voietuș, vine la noi într-o perioadă a carierei destul de propice performanței. Vedem pe Transfer Market, este în acest moment cotat la 150.000 acest jucător. Vine liber de contract în Giulești, ceea ce ar trebui să ne mulțumească faptul că nu plătim pentru un astfel de jucător. Sincer, mie mi-a plăcut foarte tare după ce am urmărit ceva videouri cu el și am rămas impresionat. E un jucător clar de bandă dreaptă, e un jucător care se face banda în continuu, are o viteză excelentă, o determinare foarte, foarte bună. Deși nu este un jucător foarte înalt, am văzut că se impune foarte mult în duelurile aeriene, citește foarte bine jocul, recuperează foarte mult și mă gândesc că va fi o soluție foarte bună. Ce drept, pe Transfer Market apare că poate juca și ca fundaș central. Sincer, nu îl văd pe această poziție pentru că fizicul nu îl ajută foarte, foarte tare, dar mă gândesc că dacă vom schimba sistemul și vom încerca să jucăm cu 3 pe fund, joci cu Grigore, joci cu Săpunarul în centru, iar el în dreapta, cred că poate juca destul de bine acolo pentru că este un jucător care urcă foarte mult, care poate acoperi foarte mult în spate, ajutat de viteză și astfel oferi foarte mult fundașilor laterali să urce și să fie un pic mai ofensiv, atât Belu cât și Junior Moraes, și pot sta mai sus, pot juca un pic mai ofensiv. Dar vedem dacă se va încerca acest sistem la un moment dat. Bănuiesc că probabil de aia a fost adus, pentru a acoperi postul de fundaș dreapta, dar și postul de fundaș central, pentru că avem ceva probleme acolo. Nu cred că poate juca în 2, dar în 3 cred că poate juca fără probleme. Acest transfer îmi întărește clar ideea că Onea a fost adus mai mult pentru a acoperi postul de fundaș stânga acolo la Junior Moraes și cred eu că acolo va fi el folosit mai mult, pentru că e clar, în acest moment avem 2 fundași dreapta, probabil Onea poate juca acolo în dreapta numai dacă se va renunța la Belu sau dacă va pleca Belu, însă în acest moment, avându-l pe Belu, avându-l pe acest Matias Perez Acuña, nu cred eu că Onea va juca în dreapta, ci acolo în banda stângă. E bine, asta este cota lui de piață. Vedem transfer history, nu s-au plătit nici măcar un cent pe acest jucător din 2012-2013 sezonul acesta. A fost prezent în lotul celor de la Vélez Sarsfield 2. Nu a jucat foarte mult la Vélez Sarsfield, a fost transferat la Quilmes tot în Argentina, după care revine la Vélez Sarsfield, după care se transferă la Tigre și de aici se duce mai departe în Ecuador la Delphi. Din nou se duce împrumut în Argentina la Estudiantes, revine la Delfin și acum Delfin îl lasă liber de contract și ajunge la noi în Giulești. Cea mai mare cota lui a fost la un moment dat de 400.000, fiind transferat de Vélez Sarsfield gratis la Tigre, dar cam atât. Nu este un jucător care a evoluat foarte, foarte mult, vedem în cei 8 ani, ultimii 8-9 ani, acesta are doar 108 meciuri, 4 goluri, 8 asisturi,
Din punct de vedere al cifrelor ofensive, mi se pare ok, însă mă îngrijorează faptul că nu a jucat foarte, foarte mult. Sincer, neapărat că mă îngrijorează, acest lucru poate fi unul benefic pentru el, pentru că dacă nu a jucat până la vârsta asta, de acum încolo, poate juca și poate avea o carieră destul de lungă dacă se menține la un nivel foarte, foarte bun. E bine, hai să analizăm un pic statistica lui pe toate sezoanele. Și cum spuneam, nu a jucat foarte, foarte, foarte mult în ultima vreme. Vedem, a jucat de cele mai multe ori ca fundaș dreapta, poate juca și ca mijlocaș dreapta, dar nu cred că va fi posibil acest lucru. A jucat și ca fundaș central de două ori, mijlocaș dreapta, cum spuneam, odată defensive midfield, a jucat și la mijloc odată, dar și right winger. Așadar, poate juca chiar și mai sus. Ce drept, are o viteză foarte, foarte bună. Are tehnică. Cred eu că poate fi un fel de winger. Poate juca destul de ofensiv dacă ai nevoie de el. E bine, cam astea sunt cifrele lui. Vedem, în fiecare sezon a avut foarte puține meciuri jucate. De exemplu, în 2013, la primul lui sezon, are doar două meciuri. După, în 2014, un singur meci. În 2015, 11 meciuri. În 2015, din nou, 12 meciuri. Probabil aici s-a transferat pentru că a schimbat liga. Probabil în acest sezon are cam cele mai multe meciuri. După, din nou, 3 meciuri în 2016, 2017, 25 de meciuri, 2018, 4 meciuri, 2018, din nou, 11 meciuri, din nou a schimbat echipa, 2019, 2 meciuri în Liga Profesională, după 1 în Copa Argentina, 7 în Copa Superliga, 1 în Trofee de Campeones Superliga. Da, foarte, foarte puține meciuri. În 2020, 13 meciuri, 2020, Copa Argentina, încă un meci, iar în sezonul trecut, 8 meciuri. Foarte, foarte, foarte puține meciuri pentru acest jucător, dar eu sunt impresionat de ceea ce am văzut de la acesta. Sincer, mă bucură faptul că poate acoperi mai multe posturi. Și cred eu că poate fi un transfer care să ne ajute. Hai să aruncăm un ochi și pe profilul lui din Football Manager, de fapt. Un profil care mie îmi place foarte, foarte tare. Din start vedem technical attributes, are crossing 11, heading 13, long throws 14, așadar poate arunca destul de lung de la margine. Marking 13. Poate fi foarte, foarte bun acest marking în legătură cu heading, dar și tackling 12. Cred eu că poate fi foarte important și ca fundaș central. Passing 11, penalty taking 12, tackling 12 și tehnic 11. Nu este rău pentru un fundaș lateral. Ce drept, mă aștepta un pic mai mult la crossing. Și poate corners, mi se pare un jucător care centrează foarte bine, care evoluiește foarte, foarte bine mingea. Mental attributes, aggression 15, anticipation 13, bravery 14, composure 11, determination 15. Da, exact ce spuneam, are o determinare foarte, foarte mare. Se vede acest lucru, se vede din start că e un jucător care își dorește foarte mult să câștige orice minge și mi-a plăcut asta foarte mult la el. Off the ball 12, positioning 12, teamwork 12, work rate 14. Bun, bun, bun mental și fizic excelent. Acceleration 14, agility 12, balance 13, natural fitness 14, pace 15, stamina 13, strength 13. Singurul lucru care îl deranjează la fizic, la atribuții, e acest jumping reach nou. Dacă spuneam, am văzut că
se impune destul de bine și în duelurile aeriene, dar atunci când este pe faza ofensivă, atunci când fundașul este expus, pentru că el vine din viteză, iar fundașul este cumva cu spatele, atunci el vine și câștigă foarte multe dueluri aeriene. Însă, pe faza defensivă, cred eu că poate avea probleme la duelurile aeriene. Atribute ascunse, consistency 10, pare că nu este foarte consistent. Dirtiness 15, pare că este un jucător care joacă foarte urât. Injury prowness doar 6, e bine. Versatility 13, ceea ce înseamnă că poate juca mai multe posturi. Mental threats, adaptability 10. Sper să se adapteze la noi. Mă îngrijorează acest adaptability 10, dar sper să se adapteze cât mai repede și să fie un jucător important pentru noi. Ambition 12, loyalty 13, controversy 14, pressure 13. Da, cam astea ar fi atributele lui cele mai importante. Și pentru că tot ne-am uitat la acest profil al lui, hai să mergem în Football Manager și să analizăm un pic profilul lui în acest joc, să ne uităm un pic mai în detaliu la el. Chiar vom simula următoarea jumătate de sezon să vedem cum se va descurca la noi. Ei bine, suntem pe 17 ianuarie 2022 în Football Manager 22 și l-am adus la Rapid. Vedem din start, ne arată 4 stele pentru acest jucător. Mi se pare super, super, super bine. Mi se pare că este peste Belu în acest moment. Vedem, Belu are 3 stele și îi vom compara un pic pe cei doi. Hai să-i comparăm. Compare with Belu. Așa, din punct de vedere al atributelor, vedem la crossing sunt la fel. First touch un pic un plus pentru Belu. Heading mai bun, Belu 14. Long shots mai bun, Belu cu 11. Însă, pe partea a doua, pe partea tehnică, stă mai bine la long throws, marking, passing, penalty taking, tackling, tehnic, mult mai bine pe această parte pentru Matias Perez Acuña. Din punct de vedere mental, domină Matias Perez Acuña această parte. Vedem, în joc are 1,76 m Matias Perez Acuña, iar Belu 1,85 m. Da, am observat asta încă de la prima vedere. E un jucător scund. Nu știu dacă, nu știu care este greșit, dacă profilul din joc sau profilul de pe Transfer Market este greșit, dar e clar, nu este un jucător foarte, foarte înalt. Da, arată cam la fel cei doi, însă cu un mic plus pentru acest Matias Perez Acuña. Sincer, mie îmi place cum arată. Mă bucur că nici nu este la o vârstă foarte înaintată. Va face imediat 28 de ani. Da, luna următoare va face 28 de ani, dar cred eu că e un transfer bunicel și cred eu că ne poate ajuta. E bine, dacă tot l-am adus la Rapid, hai să simulăm a doua parte a sezonului și să vedem dacă se va impune acolo în partea dreaptă în duelul cu Abel. Revenim imediat. E bine, suntem la finalul acestui sezon. Suntem pe 30 mai 2022. Și vedem că Rapidulețul l-a avut un sezon foarte bun, a terminat sezonul regular pe locul 11, e clar, n-a prins play-off-ul, termină foarte periculos, termină exact deasupra liniei. Vedem, Mihai Iosif nu mai este pe bancă, Măldărușanu se află acolo. Mergem la echipă și vedem, Perez Acuña este titular acolo în dreapta. Belu folosit pe post de mijlocaș dreapta. Interesant. Da, mergem la Acuña și vedem, are 13 meciuri jucate în această a doua parte a sezonului. Un singur asist. Nu e rău.
Nu erau cei drept, mă așteptam ca Matias Perez Acuña să se impună acolo în partea dreaptă, mă așteptam să fie peste Belu și să îi ia fața acestuia. Da, până la urmă, ca o concluzie așa, cred că este un transfer reușit, cred eu că ne va ajuta. Mă bucur că reușim să aducem un străin de calitate, un sud-american. Știm cu toții că sud-americanii sunt jucători foarte, foarte talentați și arată foarte bine și acest Perez Acuña. E bine, eu unul îmi doresc să-l văd acolo titular în dreapta. Sincer, Belu m-a dezamăgit în unele meciuri în acest sezon, în special faptul că primește cartonașe și galbene extrem de ușor. E bine, sper să se acomodeze cât mai repede acest Matias Perez Acuña și să îl vedem în acțiune cât mai repede. Cam atât pentru astăzi, prieteni. Asta am fost eu. Până data viitoare, v-am pupat!